3 ani de închisoare a primit Teodora Ciobanu pentru că solicita banii chiar și de la subalterni pentru a-i promova în funcții. Sumele variau între 3.000 și 4.000 de euro, per total prejudiciul fiind de 4.000 de euro. Aceasta și-ar fi scos la mezat chiar și postul pe care l-a ocupat. Curtea de apel Craiova a menținut sentința de la Tribunalul Gorj, iar șefa de la Protecție Socială va petrece 3 ani după gratii. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate care nu contravin prezentei decizii. Definitivă, au stabilit magistrații, hotărârea fiind definitivă. Concret, sumele de bani au fost pretinse și primite de inculpata Ciobanu Teodora Cristina în vederea angajării sau promovării persoanelor respective pe diferite funcții, infirmier, asistent medical, etc., din cadrul instituției publice unde inculpata își desfășura activitatea. Au stabilit procurorii DNA care au trimis-o pe Teodora Ciobanu în judecată în 2015. Teodora Ciobanu a fost dusă seara trecută în penitenciarul din Craiova, acolo unde își va ispăși pedeapsa.